Sono registrare, sono messo nozione teoria musicale, 39 estetica, perché c'è tutta la capa di test, verso dei cantori 12, in catanella dei cantori, cantori dei bambini, Vino il fustino, e tutto il comune, insieme va fresco, un mucchio su te. Vino il fustino, che di ciò stessi è mucchio, sponsor di basso stimino, corato senza dovere. Caso padre, caso padre, e tutti tutti i capestieri, io ho il cuore. Vino il fustino, un vaso più caro, cabina che conosco vinto le pane. Uno è forte rock, tanto per età, che sono forte età, non c'è da incontrare. Uno da una che rock è stata una stessa, è stata fatta da me, è stata di me, non ha più buono. Mai ripeto, vino da un chirurgo, sarà la mia stessa, vado a fare la mia stessa di un altro. E di me ci vedo la stessa. Il gran copil, anzitutto in toccarte, che riprimeste, prima in pace e gloria, gli esseri del modo compositore. E io stavo a intentare a quello che è tutto Berlioz, male compositore, che da questa parte ha avuto un orario, tradotto la opera o la filarmonica, che è un secolo nostro. Da quello che è bucata musicale, che è intentare la chiara lui. Oamenii nu știau că chiar de ziua sau tu lucrări. Și stând acolo, a rezultat și a început să strige, să ceară oamenilor oprirea reprezentației. Oamenii s-au supărat, cred că cine este acest cetățean care este așa de mult politicos și care a întâlnit pe opera mai liberă, e încheia pe lor. E bine, eu nu sunt Berlioz, dar vreau să vă spun că acest Berlioz mi-a servit ca exemplu astăzi și în propria de a căutarea muzicii și am ajuns la niște concluzii. Deci, una, muzica se scrie și se citește. Okay. Nu se înregistrează și nu se ascultă. Ca un corolar, vreau să vă recomand să evitați cât puteți videoclipuri, în orice fel. Deși și eu stați în videoclip. Asta e mai mult audio și este teorie, fază teoretică. Asta e o problemă. Asta evitați reprezentațiile de muzică, să nu ascultați muzică, să nu vă uitați la filme, să nu vedeți teatru filmat, să nu mergeți la teatru, am zis eu. Astea sunt artă slabă. Ce rămâne este teatru scris, poezia scrisă, teatru să citiți, filme, dacă vă interesează, citiți scenariile, dacă aveți răbdare, să vă dați calculator, să le scoateți la instrumente. Ce să zic?
Deci în cine, ca să revenim la oile noastre, dacă aveți o patică, dacă vă place mult ceva, cu siguranță că puteți să-l și citiți. Dacă vă place Mozart și eu vă zic să nu mai ascultați mile Mozart, sunt de alea că cu un internet sau cu puțin bani, dacă cumpărați, puteți cumpăra partitură de Mozart, să le citiți, după 10 ani să le puteți și intercepta. Nu, asta una. După aia, deci asta ar fi o idee revoluționară, să zic eu. Oamenii zic, dacă te duci la învățământ muzical, spun că muzica se scrie. Dar nimeni nu a spus până azi că muzica se citește. Și asta este ce am simțit eu cam întotdeauna față de stoperea la muzică. Când eram copil, am încercat să fiu o compoziție muzicală, dar nu-mi plăcea să scriu pe portativ. Și atunci am scris numele notelor. M-a atat o mamei mele că este ok. Dar după aceea, după ce am început să învăț notele muzicale, am scris pe partitură, a scris ca o fată în America și am zis că poate v-am scris să le cânte, mi se pare interesant, dar după aceea nu m-a interesat să le cânte. Pe mine m-a interesat să le pot eu citi. Deci am început să citesc autor muzical, ca să zic așa, lucrurile s-au așezat. Și apoi o notă mai subiectivă, cum e acest psalm care l-am citit el, 28 dintre trei Evanghelie, asta e foarte bun ca să te acordezi ca muzician. Sau ca ceea ce ești în cazul meu. După aceea, ce pot să vă spun? După ce am cântat, cam toată ziua cu o pauză în care am dormit, nu chiar am dormit, da. După aceea m-am dus până în curte, treabă și am auzit, adică am stat puțin mai mult și am tot seara în partea de afară a curții, am auzit o cântare în natură, dacă vă spun. Mi s-a părut foarte ciudat, dar ce se aude? De fapt era un stol de cior, sau strâncuș, nu știu, da? Care cântau cam cum am cântat eu la pian. Am cântat la orgă și la pian pe calculator. Nu știu să le înregistrez. Program de pian online cu orgă. Este să ne trebuie la un pian și să din China, acolo la Beijing. Și apoi am avut alte surprize, cum o să închei, am avut alte surprize că am stat pe la mine prin cameră, nu știu cum o trată, și am stat acolo puțin, am odihnit și seara și a venit ala cu un pisic, un pisoi, cum vreau să fie, pisică mică, care a tors tot timpul până la alba mai tors. Da? A stat pe afară pe aici pe hol și a auzit că am încălcat eu și făcea ca orga. Asta e foarte interesant. Ca orga sau ca piano, nu știu, sau amândouă. Cânta. Și înainte de asta am stat la fereastră într-un fotoliu, îmi dormeam și din întâmplare a început să lase câinii din vecin. Și și ea lătrau, cum să văd, melodios, adică am pus sincopele care încă le mai am eu muzică. În general, o altă idee care vreau să spun, nu vă recomand muzica sincopată, nu știu ce. Mi se pare amuzică, nu muzică. Altceva ce pot să-ți mai spun, deci dacă vreți să fiți muzicieni cu adevărat și să nu faceți înregistrări, deci eu puteam să fac asta de tonă de înregistrări, dar am nu mai vine nimic. Acum, înainte de culcare, vreau să fac înregistrarea asta și ciao. Nu faceți înregistrări, nu ascultați înregistrări, nu dați concerte,
dați bani pe lucruri din astea, să vă intereseze în schimb muzica, aspectele ei scrise, să citiți, decât să ascultați Pearl Jam sau Candy sau mai știu ce, Animal Gunner, mai bine mergeți la partituri și citiți partituri de Bach, Beethoven, cum ai spus. Și în ziua de azi, muzicienii ziua de azi, să citiți partiturile și veți fi mai testificat, vă veți găsi într-un real mai calm și mai inteligent, mai cu o pasă mai mult mai mare. Și tot în legătură cu acordarea sufletului, să nu vă recomand, dacă stați pe Facebook, să nu mergeți la toate adresele, să vedeți ce scrie, chiar și dacă scrie despre voi. Să nu vă intereseze lucrurile astea. Eu personal am 3 adrese pe care le-am mai păstrat în România. Deci nu vă mai. E bine, cu acestea vreau să vă las. Să vă spun pace, Doamne ajută și să vă fie bun. Deci, amin.